Ja, mamma, ja. Nu, cum se dă? Aici, în față. Spătarul, da. Spătarul vreau mai în față. Gata. Nu un pic mai. Gata. Deja curgea de la internet? Într-adevăr, de-abia aștept, sunt foarte nerăbdător. După cum vedeți, am adoptat o poziție corectă la volan, să pot să controlez și să simt mașina cât mai bine. Și acum urmează să mergem pe traseu să vedem ce poate cu adevărat această mașină. Mulțumesc mult! Păi, ocolim sau așteptăm și plecăm ultimii? Hai să mergem până în start și da, până în... Ții pe gerbă mână? Da, ții. Automată. E liber? Da? Hai la start. Da, tot sunt eu automat. E o senzație super, foarte mișto. Traseul într-adevăr este incitant, cu multe viraje și cu porțiuni unde poți să prinzi niște viteze foarte mari. Cam prins ceva de genul 100-120 de km în parcare la Maritimo. Mesaj către toți cei care au respect pentru mașini, dar și pentru conducerea prevenită. Să fie atenți în trafic, să fie mult mai responsabili, să îi respecte pe ceilalți participanți la trafic și să încerce să fie prezenți și să meargă la câteva cursuri de defensive driving, de conducere defensivă. S-a descurcat bine? Foarte bine, foarte bine. Mai sunt câteva mici reglaje, dar sunt convins că o să fie un pilot talentat în cazul în care vrea să se înscrie la noi la școală. Mulțumim! Da, da, asta o să vorbesc cu ei. Da. Doar să luăm legătura, să vedem cine se ocupă cu imaginele de aici, să le luăm și pe acestea. Bine, pa, pa! Ceau, pa, pa!
punem așa la rând? O punem în spatele sau între cele două. Cu cine poți să vorbești eu mai multe detalii de... Cu Andreea. Cu Andreea, că eu m-am înscris pe net la... Mersi mult de tot. Mare drag.